România să-și formeze lideri care să construiască viitorul, având în vedere mediul cultural, social și economic în care ne aflăm? Pe de o parte, cred că este și o ecuație personală aici. Deci, să nu se confunde eficiența cu puterea. Deci, a avea putere nu înseamnă neapărat a fi și eficient. Adică să se... Deci, cei care sunt antrenați pentru acest lucru, sau, mă rog, au vocația, adică și o problemă de vocație aici, să încerce să înțeleagă că pentru binele lor, chiar din, pentru interesul lor personal, pentru succesul lor personal, pe termen mediu și lung și nu pe termen imediat, pe termen scurt, trebuie să viseze eficiența și nu puterea. Puterea este un instrument, nu este un scop. În momentul în care din putere, putere în sensul larg, deci putere nu înseamnă numai primul ministru sau președintele țării, putere înseamnă relațiile de putere sunt și în familie, nu? Deci la toate nivelele. Deci să nu confunde puterea, să nu facă din putere un scop, ci mijloc, să nu țină minte că e un mijloc și că eficiența în ceea ce fac este ceea ce trebuie să urmărească. Apoi, am menționat într-un fel, o hibă iarăși a societății noastre și acestor schimbări recente, faptul că planificarea ceea ce vrei să faci are loc, încă mai are loc, de regulă pe termen scurt. Deci cam toți oamenii de afaceri cu care am avut un studiu pe problema asta, și românii, deci care au performanță și cu atât mai mulți străini, se plângeau de această carență culturală, să-i spunem, faptul că, vedem, astăzi se vedem, o descurcăm, o descurcăm, mâine o vedea. Adică planuri care pot să fie chiar de succes, care puteau să fie foarte bune, foarte creative, foarte imaginative, dar erau pe termen scurt. Și atunci o luai de la capăt peste o zi, o oră, o lună, un an, depinde de natura proiectelor, activităților. Dar această perspectivă în timp este fundamentală. Deci un lider bun trebuie să gândească în termeni, măcar pe termen mediu și lung. Pentru că altfel este... Nu este un lider, este un țepar, foarte vulgar spus, că vrea, că nu vrea, că știe, că nu știe, în asta va ajunge. Deci chiar dacă este bine intenționat. O succesiune de reușite pe termen scurt înseamnă însumate, înseamnă neșit. Ultim lucru generic, care poate să sună foarte, foarte stupid, dar este o problemă nu numai a liderilor, oricare ar fi ei, ci mai general a tot ce se cheamă specialiști. Și anume faptul că, știu cum pun în contextul situației din România, din păcate a avut loc o puternică devalorizare a ideii însăși de specialist. Cu toții suntem specialiști. Asta vedem de la televizor, nu? Fie că e emisiune despre război din Irak, fie că e o emisiune despre becalii, sunt cam aceiași, nu? Care se pricep la toate. Bun. Deci dacă ăștia sunt mediatizați, ăștia sunt făcători de opinie, vorba asta care nu-mi place la nebunie, care e problema? Care e problema agică? Nu? Adică, eu pot să fac orice, am făcut și o facultate, deci fac ce? Nu. Deci trebuie o revenire la ideea de specialitate, iar specialistul este acela care la 99% din întrebări spune nu știu. Dar la 1% chiar știu. Deci, ca să poți să fii un lider în orice domeniu, trebuie întâi și întâi să fii stăpân pe domeniul tău.